mă pricep din ce în ce mai bine la asta cu tehnica. Am avut o vreme în care căutam butoanele peste tot până să reușesc să apăs. Să găsești butoanele. Da, am început să le găsesc mai repede. Noi am apucat să vorbim 2-3 minute înainte de întâlnire și am zis, stai, ține-ți ideea, hai să începem acum cu asta. Pentru că am apucat să-i spun lui Radu că e vorba... Asta se montează după, nu? Nu se montează nimic. După o să iasă exact așa cum o vorbim acum, deci poți să zici ce îți trece prin cap, o să te faci de râs cu siguranță. Dar asta nu este... O vedem doar noi acum? Sau o vedem mai multă? Vedem doar noi, nu? Acum o vedem doar noi. E doar o înregistrare, dar o să urcăm pe platformă un pic mai târziu. Înțeles. Și îți povesteam că întâlnirea asta face parte dintr-o, hai să zic, serie, deși nu știu dacă e serie neapărat, eu cred că e mai degrabă o misiune personală, așa, în care vreau să-i ajutăm pe cititor să vadă ce se ascunde în spatele unei cărți. În spatele unei cărți se ascunde, uite, de regulă un om, dar regula, de fapt, cuprinde mult mai mulți oameni decât unul, așa că azi o să începem cu scriitorul. Pardon, cred că am greșit. Cred că trebuie să le spui tu cine ești și cu ce te ocupi. Salut tuturor, mă numesc Radu Negoiță și eu sunt de formație, sau de formație, arhitect. Nu îmi dăduse în cap să scriu înainte să ajung să scriu de fapt. Nu am avut niciodată un plan și tot a adus Liviana vorba despre treaba asta. Ok, cum începi, care e parcursul? Pot să intru în detalii pe chestia asta sau îmi pui tu întrebări? În toate detaliile. Așa, parcursul meu a fost așa. Eu, când eram mic, eram un puști căruia îi plăcea să citească din când în când de curiozitate și am avut perioade în care am fost mai aproape de cărți și perioade în care am fost mai puțin aproape de cărți. În liceu am fost mai puțin aproape de cărți, în 5-8 am fost mai aproape de cărți. În timpul ăsta nu suportam gramatica și limba de română, pentru că mă cam intimida profa odată de la școală. Doi, pentru că la gramatică era o groază de chestii complicate și aveam senzația că n-am timp să le înțeleg la școală. Acasă nu prea le întrebam și mi se făcea în cap un fel de talmeș-balmeș din ăsta cu o groază de definiții de tip element predicativ suplimentar, care eu nu știam ce fac și de ce nu e la atribut și nu e nici complement, dar totuși e ceva care nu e nici atribut, nici complement. Până la urmă am înțeles intuitiv și după aia am uitat cu cea mai mare viteză după treapta de intrare la liceu. Așa că prima mea ispravă materie de scris de care îmi pot aminti, să zicem, cu o minimă mândrie, adică că n-a fost ceva lamentabil, a fost prin clasa a patra, când am avut o temă parcă pentru vacanța de Paște. Nu știu dacă acum se mai dau... Îți dau toate vacanțele din lume. E, așa era și atunci. S-a dat o temă pe vacanța de Paște și am avut de ales. Pentru că fiind o vacanță scurtă, n-avea ce să ne dea mult de făcut lista de lecturi suplimentare. Și așa că am avut de ales între a face un comentariu sau a povesti cum mi-am petrecut vacanța și a crea noi un baz. Și eu tamă citisem ăsta, 7 dintr-o lovitură, bazmă, nu mai știu, parcă cine era, să, nu mai știu cine l-a scris. Nici eu nu știu cine l-a scris, dar știu bazmul. E bă, ăla fain, cu Croitorașul cel viteaz, cu nu știu ce, Croitorașul cel viteaz se numește, 7 dintr-o lovitură și trecuse el brodat pe Chimir. Și... Pe Chimir, exact. Da, și mi-a plăcut povestea aia și fiind sub, oarecum, sub efectul ei, am zis, pot să scriu și eu ceva la fel de simpatic. Și am mimat ce era acolo și, spre surprinderea mea, nu cred că eram între a cincea, că nu mai aveam învățătoare. Profesoara pe care anumitor eu o percepeam ca fiind dură a fost amuzată de ce am scris eu acolo și mi-a dat un nou, care era bine. E aproape Dumnezeu, ce să vezi? Și uneori luam 7. Așa că asta m-a încurajat, dar cu toate astea n-am mai mișcat o bună vreme în zona respectivă, pentru că ora de limba română eu o percepeam ca fiind ceva destul de opresiv. Trebuia să înveți despre unii din alte epoci care aveau foarte multă moarte prin destin. Vezi Miorița, vezi toate chestiile de genul ăsta și erau prea filozofice pentru niște copii care sunt la vârsta...
dezvoltării hormonilor și care se gândesc la cum să-și tragă colega de codițe sau cum să chiulească ca să joace un fotbal, nu să stai să te gândești, aoleu, că ăla își planifică moartea și are o discuție metafizică cu o vină. Da, asta ar fost o chestie 10 mai bună pentru liceu, pentru 17-18 ani, când, mă înțelegi, oamenii deja văd negru în fața ochilor, că știu că urmează facultatea, că urmează bacul, sunt deja într-o stare neplăcută. Și atunci pot să le bagi în program o chestie cu unul care, nu știu, se apropie de finalul vieții lui. Așa că asta a fost perioada mea de formare. După ce am terminat liceul, am intrat la arhitectură și acolo, la facultatea de arhitectură, era ceva, exista și o dimensiune vorbită a proiectului, adică noi nu doar la proiecte care sunt câteva pe an, nu aveam doar partea de desen și după aia prezentarea planșelor. Noi trebuia să și spunem ce era cu planșele astea. Trebuia să argumentăm demersul creativ și atunci mi-am dat seama că aveam un fel de înzestrare firească la a explica cu patos ceea ce făcusem acolo, pentru că mie îmi plăcea să desenez și atunci puneam pasiune în ce ziceam când le povesteam oamenilor de ce construcția mea, să zicem, este, nu știu, pentagonală în plan sau ce m-am gândit eu și ce perspectivă îi ofer eu celui care locuiește în chestia pe care o proiectasem eu. Și atunci chestia asta a venit firesc și am început să-mi notez idei principale despre cum să prezint anumite lucruri, le exersam un pic în fața oglinzii și practic asta a venit cu vorbitul. Bun. Dar iarăși a fost puțină parte de scris, scriam mai mult la teoria arhitecturii, unde aveam seminarii și le mai legam de acolo. Pe parcurs, într-adevăr, aveam lipsurile mele rămase din liceu, pentru că mi-am dat seama ulterior că a rămas cu lacune. Suficient de multe lacune. Majoritatea în zona științelor exacte, care, din nefericire, din percepția mea de elev de 8 și ocazional 7, mi-am dat seama că liceul e o chestie, cel puțin așa a fost pentru mine, era o chestie unde erau 2-3 de elită care mergeau pe la olimpiade și făceau performanțe, să zicem că mergeau la automatică și erau foarte buni la mate, la fizică, la info și așa mai departe. Mai erau unii care învățau bine și mai erau unii care, pe care nu reușeau să-i seducă chestia suficient de mult. Pentru că o perioadă suficient de lungă de timp m-am gândit, poate nu pot eu, poate că astea sunt limitele. Dar de fapt, după ce am avut o discuție cu un coleg și am văzut că pot să scriu și să vorbesc cu coleg corect în limba română, la engleză iarăși eram destul de bun, mi-am dat seama că poate nu e de la mine, ci poate că e ceva care se leagă de cum nu reușeau ei să mă seducă pe mine și să mă aducă în povestea lor. Vezi chestia cu Miorița. Normal, nu ți-arde de Miorița când ești mic, e clar. Probabil că dacă povestea ar fi fost mult mai interesantă și ar fi fost, să zicem, ceva de literatura universală, cum e, de exemplu, Numele Trandafirului de Umberto Eco, atunci ar fi fost altă poveste, că era, e ca un fel de roman polițist. Cine omoară pe aia? De ce ăla are limba neagră? De ce e cutare? De ce a luat foc biblioteca? Și așa mai departe. Și atunci asta probabil că mi-ar fi fost mai aproape temperamentul meu. Eu, de exemplu, în 5-8 am citit foarte mult din Jules Verne. Toate cărțile care mi-au căzut în mână erau într-un fel de fișet din ăsta metalic pe care îl aveau în garaj rudele de la Craiova, unde mă trimiteau ai mei și stăteam câteva săptămâni în fiecare vară, pentru că erau verii mamei mele, mătușa și unchiul mamei mele, ne înțelegeam foarte bine și în continuare ne înțelegem cu cei care au rămas. Și era ca acasă și acolo mai alergam, mă mai stropeam cu copiii, cu apă, cu pistoale și când mă plictiseam, mergeam la fișet și mai găseam o carte de Jules Verne care avea și poveste, avea și ilustrație și aia mă seducea că mi-arăta ceva, adică eu puteam să înțeleg mai ușor dacă era și text și era și o imagine și aveam 12-13 ani și atunci găseam un motiv pentru care să citesc, care să fie suficient de bun, să îmi pierd, să zicem, o oră să stau acolo. Bun. Dată fiind chestia cu liceul, spuneam că m-am trezit cu niște lacune la un moment dat. Și nu prea am fost mulțumit de ele, mai ales că mi-a atras atenția cineva că decât se folosește doar cu negație, iar când n-ai negație, ai doar.
Iar eu lucrul ăsta mi-am dat seama că ar trebui să-l știu din liceu, dar de ce nu-l știam eu din liceu? Pentru că nu știam din liceu. N-are rost acum să mă arăt cu degetul spre Ministerul Învățământului și așa mai departe. Asta a fost, așa am evoluat eu și probabil că nu sunt singur, ori mai fi câțiva care au avut situația asta. Bun, ideea e că, în general, nu m-am simțit bun la română, nu m-am simțit bun la gramatică și aveam un fel de complex din ăsta de inferioritate când era vorba de scris. În rest, citeam bine, cu toate că am avut colegi care până într-a 12-a, unii dintre ei, nu mulți, e drept puțin, citeau cu dificultate. Adică se împiedicau în fraze, ceea ce era neplăcut. Da. Uite, mi se pare importantă precizarea asta, iartă-mă că fac o mică paranteză, pentru că, din păcate, uităm că lucrurile astea se întâmplau și pe vremea noastră. Mi se pare că noi eram atât de perfecți și viața noastră era atât de concentrată pe cărți și eram atât de literați cu toții, încât aruncăm cu ouă și cu roșii în copiii noștri acum pentru că fac aceleași lucruri pe care noi le-am făcut la vremea noastră și le-am uitat. Eu nu te-am întrerupt până acum pentru că am uitat să-ți spun, printre grupurile pe care le creștem așa sub umbrela Reading School, avem și un grup de Reading School for Kids and Teens și cred că bucățica asta pe care ne-o servești tu acum e numai bună pentru ei, așa că te ascult în continuare. Perfect, perfect. Da, așa că literatura n-a fost pentru mine ceva apropiat, mai ales literatura română. Iarăși când mă uitam la Fefeleaga, la Mara lui Slavici și așa mai departe, era o tragedie. După chestiile alea, îți venea să te duci să te dai cu capul de pereți. Pentru că erau excesiv de depresive, în condițiile în care deja școala avea problema ei să nu fie suficient de atrăgătoare pentru noi. Atrăgătoare, na, na. Da, și am senzația că nu s-au făcut pași foarte mulți în direcția asta, pentru că văd că zona online este tot mai atrăgătoare pentru cei tineri. În condițiile în care eu lucrurile care mi-au schimbat personalitatea în bine cel mai mult, eu nu le-am găsit în online, cât le-am găsit în cărți. Cărți, într-adevăr, nișate, pe anumite zone, să zicem. Dar cu toate că apreciez din când în când câte un documentar bun pe YouTube făcut de multe ori despre o carte sau despre cum prezintă o carte un anume fenomen istoric sau cultural și YouTube-ul are partea asta de educare pe care o apreciez și Terenciclopedia la rândul ei a fost foarte apreciată, mie îmi plăcea că m-a învățat bunicul din partea tatălui să mă uit la Terenciclopedie și cu toate astea sunt niște lucruri care sunt în cărți care se prezintă sub formă unei informații puțin mai greu de absorbit. O secundă, că mă sună un coleg arhitect. Așa. Informații un pic mai greu de absorbit, dar nu neapărat mai puțin valoroase decât ce poți să găsești în alte tipuri de media. Și aici am un exemplu despre cum aș putea să procedez în continuare pentru scos informația de care am eu nevoie dintr-o carte care e atâta, să zicem că dacă scot o informație care are un sfert de pagină, care e condensată și îmi poate folosi pentru ce am eu nevoie, pentru mine e un câștig. Însă întrebarea era, ok, cum scoți informația aia de acolo? Cum te asiguri că informația aia reușești să o pătrunzi suficient de bine și că o poți folosi? Și atunci eu mi-am creat un fel de metodă pe care încă n-am pus-o în practică și poate vă interesează, vă împărtășesc. Am avut o discuție cu domnul profesor Ochinciuc de la arhitectură, la atelierul căruia am fost asistent în urmă cu câțiva ani și dânsul mi-a spus că atunci când găsește ceva interesant într-o carte își face ceea ce se numea bolovonos în 5-8 fișă de lectură. Fișa de lectură era o chestie pe care când aveai 13 ani n-aveai chef să o faci. Absolut. Adică de ce să scrie despre cum suferă Fefeleaga și calul ei când pe mine, sincer, mă doare fix în șpiț de ce face Fefeleaga și calul ei. Dar dacă, să zicem, găsești ceva interesant într-o carte pe care o citești la lumina lămpii de noptieră, înainte să te culci și zici, mamă ce faină e chestia asta și cum o pot folosi în relațiile cu ceilalți, atunci parcă îți vine să notezi asta undeva ca să nu uiți. Și atunci, taman, sunt pe cale să-mi comand de pe Amazon o chestie care e atât de mare, are format A3, dacă nu mă înșel, și care e un clipboard cu prinderi pe trei părți. Astfel încât să poți să ții cartea deschisă,
în două clipuri, clipul de deasupra și clipul din stânga, iar în clipul din dreapta să-mi prind o fițuică. Și să am un pixel de mână și în loc să țin doar cartea în mână, să am ambele mâini ocupate ca să țin paginile deschise, aia o să stea acolo lipită. Eu frunzăresc pagina și, să zicem, o țin doar de copertă cu clipul de sus și în rest paginile și greutatea cărții stau în clipul din stânga, iar pe clipul din dreapta o să am foaia mea pe care o să scriu. Că mi-e mai ușor așa decât să mi le notez pe telefon în notes-uri, că am notes-uri de kilometri când îmi vine câte o idee și eu știu unde să le găsesc, dar mi-e mai ușor dacă, să zicem, bunele le fac și le lipesc de carte. Și fuile să vină bunele peste altele, da, și să țin de carte, poți să le pun sub formă de semn de carte fițuicilele și atunci reușesc să le rețin. Bun. Apropo de scris, iarăși, după ce am terminat facultatea, aveam o discuție cu un prieten foarte pragmatic, care din nefericire nu mai e printre noi, și el mi-a spus o dată foarte tranșant, zice, bă, tu ești cam exhaustiv. Și m-a deranjat oarecum că nu-mi plăcea să știu că vorbesc mult când aș putea să vorbesc puțin și la obiect, dar el avea talentul de a fi mult mai precis decât mine. Și atunci am zis, da, ok, poate că asta e din cauza faptului că uneori discuția cu clienții mei în calitate de arhitect nu funcționează cum aș dori eu. Oamenii își doresc ceva, eu le pot oferi ceva, dar dacă îi bag prea mult în povestea mea, ei își pierd interesul pentru ce am eu să le spun, pentru că ar trebui să le spun niște lucruri care sunt mai specifice nevoilor lor. Și atunci am zis, gata, mă, trebuie să învăț să mă exprim mai clar, mai eficient, să scriu. Și am decis să fac un internship la Vice. Ok. La Vice România. Și m-am dus la ei și în paralel cu activitatea de proiectare mi-au dat niște teme. Era Ioana de acolo, care era editor, și mi-a zis, uite, ăsta este manualul jurnalistului. Îl citești, vezi ce e cu el și după o să te punem să traduci, o să te punem să mergi prin piețe pe stradă să interviuri oamenilor, asta se numește Vox Populi, și după ce faci chestia asta timp de 6 luni, o să ai și voie să scrii și noi te corectăm și spunem unde ai greșit. Și exact chestia asta am făcut-o. Am citit manualul jurnalistului, scris de niște americani, era în engleză. După aia mi-au dat să corectez articole, să traduc în limba română articole din limba engleză făcute de, tot așa, de americani, de britanici, de australieni pentru portalul nostru Vice. Le-am tradus, ei îmi completau, mă corectau că topica frazei nu era întotdeauna corectă. Modul în care explicam eu era mai mult oral. Pentru că iarăși, ce să zic, lacunele din liceu care rămăseseră. Liceul, de exemplu, face o treabă execrabilă în momentul de față, în a învăța pe elevi, care este diferența dintre vorbitul colocvial și, să zicem, scrisul jurnalistic, scrisul tehnic, scrisul beletristic și așa mai departe. Oamenii nu înțeleg că există niște diferențe și că nu poți să scrii într-un text, să zicem, pentru facultate, gen, eu am crezut că așa merge. Nu funcționează. Trebuie să fii la obiect, să spui ce vrei, dacă e un text care are o dimensiune tehnică. Ori modul ăsta, simplitatea asta în exprimare pe care te dă de gol din când în când, îți poate face probleme. Pentru că dacă dai la un moment dat în viața ta profesională de un tip care e bun la contracte și te vede că ai genul ăsta de scăpări și tu ai business-ul tău, poți la un moment dat să ai surpriza că ala să zâmbească în față și ulterior să te trezești cu un contract pe care tu crezi că îl înțelegi, nu l-ai înțeles la fel de bine ca el și după aia când e vorba de plătit penalități, ăla te-a închis ca la șah pe toate părțile și tu vei fi ăla care va plăti, cu toate că poate că va fi vina lui. Deci de asta diferențierea asta este foarte importantă. Confucius avea la un moment dat o chestie foarte interesantă zisă, nu l-am citit încă, dar știu de la altcineva, e bine să fiu sincer cu chestia asta, mai am multe de citit. Zicea că o nație care nu scrie și nu citește corect, n-are nicio șansă să fie ordonată, pentru că în momentul în care oamenii scriu și citesc corect și nu există problema analfabetismului funcțional, legile sunt scrise mai clar decât de către o nație care este mai puțin atentă la genul ăsta de detalii. Și atunci când legile sunt clare, cadrul legal este mai ușor de pus în aplicare, normele metodologice la rândul lor se aplică unor situații mai specifice și portițele pentru corupție sunt mai puține, deci e un stat mai corect. În situația noastră,
Da. Pe scurt, cartea te face nepros și nemanipulabil, că avem această problemă. Și nepros, exact, exact. Liviana, aia e. Uite, vezi, am fost exhaustiv aici, tu ai avut dreptate. Nu-i nimic, lasă, că mie îmi place să sintetizez, ok. Hai mă nevită. E o chestie foarte importantă și, de exemplu, legile care guvernează urbanismul și arhitectura sunt pline de zone gri. Și sunt atât de pline de zone gri încât, la un moment dat, dacă aș vrea să fac o chestie pentru mine, care să fie la limita legii, probabil că aș putea să găsesc portițele ca în anumite zone să ocolesc cum ar fi trebuit să fie și în același timp să nu am, să nu pot să fiu tras la răspundere în niciun fel. Singura diferență, singurul obstacol în calea lucrurilor ăsta este faptul că factorul administrativ este oricum suficient de rigid și când e o chestie care are un grad de echivoc, îi zic nu din start. Deci, în principiu, dacă aș putea să-i conving pe aia cu un avocat, aș putea să fac așa, pentru că, normal, avem tarele noastre societale. Bun. Și după ce am făcut internship-ul ăsta la Vice, am început să scriu cu ușurință puțin mai mare. Și mi-am făcut mâna încetul cu încetul în articole. Bineînțeles, tot cu niște oarecare dificultăți, pentru că mă trezeam la un moment dat zicând fraza asta ar putea să fie scrisă altfel. Vreau să o scriu mai scurt. Dar dacă o scriu mai scurt, așa e corect, e precis. Și aici veneau din spate lacunele de la gramatică. Până la urmă am reușit o parte din problemele astea să le închid și m-a ajutat la ele, nu știu, lectura zilnică sau întâmplat odată la două zile, că uneori ești obosit și pur și simplu îți dorești să te culci. Și firescul din ce am citit m-a ajutat să-mi creeze un fel de firesc în exprimarea scrisă, oarecum. După experiența cu Vice, m-am hotărât să, am zis eu, să fac un bine și să încerc să avertizez oamenii asupra tipurilor de apartamente, asupra problemelor care apar la apartamente care sunt lăsate tot de portițele din zona gri a cadrului legal. Și după niște luni bune de scris și după niște alte luni bune în care cei de la editura publică au făcut o treabă extraordinară și le voi rămâne dator întotdeauna că mi-au corectat textul, mi-au făcut paginarea, partea de DTP, partea de ediție, partea de coperți, de design și așa mai departe, am reușit să scot chestia asta, pe care se întâmplă să o am la îndemână, se numește Disconfort Residence. În 2018 am publicat-o și acum, dat fiind faptul că ce am scris eu a fost corectat de niște oameni mai buni decât mine la scris, este unul dintre bestsellerurile editurii Publica. Uite, așa te-am cunoscut eu pe tine, da, o să... Exact, de acolo mă știu cu Liviana. În ghilimele, da, pentru că am trecut în vizită pe la Angela într-o zi, din 2018, și, da, din vorbă în vorbă, ce mai e nou, și a zis, uite ce noutăți avem. Și mi-a pus în brațe trei cărți. Una dintre ele era O să vă cam usture, a lui Adam Kay. Nu știu dacă o știi, este un fost medic ginecolog. Nu. Care s-a lăsat de meserie să se facă stand-up comedian și care a scos această carte, O să vă cam usture, povestea primului lui an de rezidențiat în profesia de medic ginecolog. Cealaltă carte... Da, foarte, ce să zic, foarte real. Cealaltă carte era Sandei Nicola, pe care au publicat-o fetele de la Storia Books, copilul mai mic al lui Publica. Cartea Sandei Nicola este carte de identitate. Pe Sanda o știu de o viață. Am lucrat împreună în televiziune ani de zile, am împărțit o groază de lucruri, am avut proiecte comune. Da, cred că știu când lucrau la cartea asta. Ne cunoaștem copiii. Da. Lucrau la ea când treceam eu pentru cartea mea. Ați ieșit în același timp, basically. Și uite, și băiatul ăsta care a scris o carte despre apartamente. Și eu m-am uitat la ea și am zis, pe bune, adică tu știi ce citesc eu, îmi dai, ce-mi dai? Un ginecolog, un arhitect și un jurnalist? Asta crezi că o să citesc eu zilele astea? Și am zis, bă, nu știu, hai, încearcă, vezi. Și am încercat, s-a nimerit să am un weekend liber fix atunci și le-am luat pe rând. Nu mai țin minte exact care a fost ordinea, dar știu că le-am terminat pe toate trei într-o zi, în aceeași zi, era o zi de sâmbătă.
Da, I did that. Înseamnă că ai talentul ăla. Băi, nu cred că am talentul ăla, am meseria aia. Știi că tot timpul mă întreabă oamenii... Invidiez un pic, să știi. E cum faci tu case și îți petreci câte 12-14 ore, probabil, desenând o încăpere. Eu mă ocup cu cărțile și atunci e treaba mea să citesc. Ar fi sub... Da, nu deseneze repede, tu citești repede. Nu, eu doar citesc. E o mare diferență. Sigur, citesc mult. Ce vreau să spun este că m-a șocat efectiv cât de prietenoasă și cât de bine scrisă e cartea ta. Nu m-am împleticit în nicio problemă de gramatică, probabil pentru că au avut alții grijă, dacă zici. Fost alții care au grijă. Dar cred că ai mai învățat și tu între timp câte ceva și ești foarte modest. Dar cartea ta n-are, din punctul meu de vedere, n-are aproape nicio legătură cu meseria ta. Este o carte pentru mine, nu pentru ai tăi. Nu, nu e pentru arhitecție, e pentru cei din afara profesiei. Arhitecții cam știu lucrurile astea, da. Și să știi că ne-am luat de curând o casă și am fost atentă la câteva lucruri despre care ai vorbit în cartea ta, m-a ajutat foarte tare, deși în 2018 nu plănuiam asta. Și am vrut atunci să știu, pentru că la școala de scris vine o groază de oameni care zic că eu n-am terminat jurnalismul sau n-am terminat litere, eu nu prea știu cu scrisul, nu e meseria mea, nici nu scriu, nici... Și le zic, băi, crede-mă că am recomandat cartea ta ca studiu de caz. Luați cartea lui Radu. Uitați-vă un pic care să vedeți. Care n-a fost bun la limba română și n-a avut note mari, dar uite că până și el... Până și Radu a reușit să scrie asta, o carte. Asta spune multe despre cum e societatea noastră. Dacă unul ca mine, care a avut 7 la română, a ajuns să scrie cărți, asta nu e regulă. Să știi că... Am exemple din categoria asta foarte multe, ești într-o companie extrem de selectă. Dar nu despre asta e vorba, e vorba despre ce te împinge, ce te face să ajungi acolo. Și, nu știu, cum reușești să te ajustezi tu la publicul tău, pentru că de fapt asta cred că s-a întâmplat în cartea ta. Tocmai pentru că nu e pentru cei ca tine, ci te-ai adresat unui public mult mai larg care avea nevoie de genul ăsta de informații, ai găsit și metoda prin care să ajungi la ei. Uite, eu mi-am notat aici, că mă găsesc de foarte multe lucruri din ce spui tu, mi-am notat aici imitarea egal învățare. Ai povestit mai devreme cum ai învățat la Vice să scrii traducând articolele altora. Da. Noi suntem într-o zonă din asta de scary shit în care mi se pare că dacă mie îmi place, de exemplu, Hemingway și mă apuc să citesc Hemingway și vreau să imit stilul, e plagiat. Sau dacă a scris William Zinser, nu știu, nu mai scrie ca o instituție, eu va trebui să, nu știu, reinventez roata, pentru că a zis deja Zinser, nu mai scrie ca o instituție, cum să spun și eu același lucru, which is stupid. E, zona asta de uită-te la alții, vezi cum au făcut și încearcă să faci și tu, ca după aia să poți să-ți găsești vocea, e acest spațiu intermediar de care ai nevoie. Da. Păi... Știi că toți muzicienii, Liviana, în momentul înainte ca Guns N' Roses să fie Guns N' Roses, ei zdrângăneau la chitări neavând conservatorul, sau cel puțin neavând toți conservatorul, nu mai știu, zdrângăneau după alții. Beatles au cântat și o vreme cover-uri prin Germania, în faza de dinainte de a fi Beatles. Ideea e că în momentul în care faci un lucru și, să zicem, încerci să limiți pe cutare, încerci să limiți pe cutare, încerci să limiți pe cutare, la un moment dat tu ți antrenezi practic niște circuite neuronale și fenomenul ăsta fantastic al neuroplasticității te va ajuta să-ți orienteze mintea și spre direcția aia, pentru că noi fiind ființe care am supraviețuit pe bază de adaptare, în perioada mai grea a istoriei noastre, lucrul ăsta nu a dispărut, doar că adaptările nu mai sunt atât de mult fizice și nu mai au atâtea mii de ani, sunt adaptări ce țin de software și software-ul trebuie să se adapteze, să zicem, dacă tu ești crescut într-o zonă temperată și ajungi în Dubai, o să-i vezi pe aia de acolo că se îmbracă în lucruri albe, cum caută umbra, deci e o chestie pe care mintea trebuie să o facă ca să îți conserve funcțiile vitale și atunci și lucrul ăsta funcționează la fel. Și aici fac o mică paranteză. Apropo de scrisul meu, îmi dau seama că el e accesibil într-o anumită măsură. Lucrul ăsta se datorează și faptului că eu a trebuit să explic lucrurile care țin de
arhitectură la nivel de principiu, unora care au avut prea puțin de a face cu el, că eu am fost asistent 12 ani la Facultatea de Arhitectură. Și atunci când vorbești cu cineva care are 19 ani sau 20 de ani, trebuie să explici din punctul lui de vedere. Și în chestia asta intra și un pic de umor în discuție, de ce să nu fie toaleta lângă bucătărie și așa mai departe. Deci aveam oarecum un fel de exercițiu din punctul ăsta de vedere. Cât despre a ajunge bun la ceva imitând pe alții, imitația este și a mama învățăturii, e repetitio mater studiorum. Și atunci vă pot da o rețetă pe care am auzit-o dintr-un filmuleț făcut de Fundația Calea Victoriei, în care protagonistul era Neagu Giovara. Și am ascultat la un moment dat niște ore bune din filmul, din filmele alea pe care le-au făcut. Ei au fost foarte inspirați care le-au făcut. Am vorbit cu Sandra Ecobescu de curând și chiar au făcut o treabă extraordinară cu înregistrarea lui Giovara. Și el povestea cum el fiind român, în 1900 și ceva, parcă în 1900, perioada interbelică oricum, că în 1918 mergeau spre Franța și el era mic. Deci probabil că undeva în anii 30, sfârșitul anilor 20 sau 30, el era în primul an de liceu în Franța, în Paris. Ori el era român, care vorbea franceza acasă, fiind dintr-o familie unde se învățase franceza, probabil, cu și din familie se mai discutea, era o limbă de bonton, nu știu dacă a avut și un meditator pentru chestia asta sau nu, dar spunea că a avut un profesor evreu în Franța, care din nefericire a avut un destin tragic și a sfârșit la Auschwitz, dar el îl ținea minte pentru binele pe care l-a făcut pe tipul ăsta, care era un tip deosebit. Era un francez care le-a zis: mă copii, dacă vreți să deveniți foarte bun la ceva, faceți ceva ăla înainte de culcare și faceți ceva ăla imitând sau încercând să înțelegeți pe cineva care e foarte bun în zona aia. Și el a zis: cine dintre voi vrea să fie foarte bun la limba franceză, trebuie să ia ceva scris de un mare stilist al limbii franceze, care putea să fie Rabelais sau unul dintre cei mari, cum ar veni, și să citească o pagină din ce a scris respectivul autor timp de o jumătate de oră înainte de somn, timp de 3 luni. Asta era, e un life hack fantastic. Giovara zice că el era român, era într-o clasă de francezi, unde erau din toate categoriile sociale, ei erau vorbitori de limba franceză, ei citeau în limba franceză, el știa franceza colocvială, înțelegea ce citea, dar îți dai seama când tu acasă vorbești românește și nu vorbești franceză full-time ca ceilalți, e foarte greu să ajungi mai bun decât restul. De el, aplicând rețeta asta, a reușit să ajungă cel mai bun la limba franceză din clasa lui, între a 10-a parcă sau a 11-a. Deci, practic, el a fost interesat de chestia asta pentru că era competitiv, a vorbit cu profesorul, l-a întrebat: domne, ce autor îmi recomand să citesc? Și el a zis: nu știu, el pe... habar n-am, nu știu cum îl chema. I-a recomandat pe unul și el și-a făcut temele. În fiecare seară înainte să se culce, lua jumătate de pagină și citea cuvânt cu cuvânt ca să vadă cum lega alea frazele cu dicționarul lângă. Pentru că e foarte important să ai dicționarul lângă, să înțelegi tot spectrul ăsta de conotația al fiecărui termen sau al fiecărei expresii și să vezi cum le-a legat ăla. Și stând o jumătate de oră pe o pagină, e clar că într-o jumătate de oră citești o pagină foarte, foarte încet. Pentru că de obicei o pagină eu o citesc într-un minut. Liviana probabil o citește în 15 secunde. Eu citesc... Asta e gluma preferată a fetelor din grupul meu. Că îmi zic din alea: deci ce carte citești acum? Cât are? 400 de pagini? În jumătate de oră e gata, da? Da, exact. Nu, ai să râzi. La mine e jur de un minut, un minut și ceva, în funcție de dificultate. E, dacă chestia asta o citești de 30 de ori mai lent sau de 20 de ori mai lent, automat ai timp și ți-aloci timp să fii atent la fiecare frază și vezi cum a făcut ăla problema. Și după 3 luni în care creierul înțelege legăturile alea și le citește cu meticulozitate și practic tu faci o mare buchiseală printre litere pe acolo, se activează noile căi neuronale și grație principiului neuroplasticității, tu după aia vei putea să pui în practică similar cu ce ai citit lucrul ăsta. Și chiar există un exemplu
în realitate al unui tip care n-a avut nicio treabă cu scrisul în viața lui, a avut în schimb calitatea de a fi foarte inteligent, cam escroc de altfel, e vorba de Lupul de pe Wall Street. Ok. Jordan Belfort. Ăsta, toată chestia cu filmul din care noi știm despre pățanile lui, se datorează faptului că el a scris o carte. Și el a scris cartea asta în închisoare, după ce FBI-ul a reușit să-l prindă pentru matrapazlucurile pe care le făcuse. Eu chiar am comandat cartea că eram curios și am comandat-o, mi-am luat-o de pe Amazon în engleză. E groasă cam așa, dar e foarte suculentă, adică tipul are un talent aparte de a transforma orice lucru, îl folosește hiperbole foarte des. El hiperbolizează orice lucru, știi? Și lucrul ăsta e și comic, în același timp e și foarte apropiabil, ți-e foarte ușor să te legi de povestea lui în momentul în care îți dai seama, îl simți ca pe un fel de partener de drum în toată povestea asta. Și povestea e că el, când s-a apucat să scrie, el era proaspăt închis și, normal, era o închisoare pentru ăștia care făcuseră fraude economice. Deci nu era o chestie în care să-și păzească spatele, deci nu avea genul ăsta de stres. În continuare era bogat, deci probabil că își putea permite să le mai ia țiberul ăla din jur ca să fie lăsat în pace. Și s-a întâmplat să fie în celulă, că l-am ascultat într-un podcast, cu un tip pe care îl cheamă Chong. Și Chong ăsta este un american care e pe jumătate asiatic, care avusese un show de comedie în Statele Unite în urmă cu 15 ani înainte să fie el închis. Și moșul era foarte, foarte simpatic și foarte deschis și, normal, oamenii s-au întrebat, ok, pentru ce ai ajuns aici? Și pe măsură ce s-au cunoscut în decurs de o săptămână, ăsta Belfort a început să-i povestească din viața lui. Și el zice, mamă, viața ta e romanescă de-a dreptul. De ce nu scrii? Și el zice, păi, cum să scriu? Adică, păi, zice, nu știu, scrie și tu acolo. Cum ai povesti mie, pune pixul pe voi și scrie. Oricum ești în pușcărie, ești plictisești, nu? Și el zice, bine, dar trebuie să mă gândesc cam cum aș scrie. Și cam asta a fost începutul procesului lui creativ. Și zice, cred că aș scrie eu ca X. X era un autor care îi plăcea lui, dar el era un tip care nu citise prea mult la viața lui, că el era foarte ocupat cu goana după bani. Și a scris-o într-un stil care lui s-a părut că este cool, dar era exact stilul altuia, ăla pe care îl citise el de 5 ori, că alt stil nu stăpânea. Și în momentul ăla, tipul ăsta zice, se uită la manuscris, zice, băi, bunoi ce ai scris tu aici, e cam nasol, adică mie mi l-ai spus într-un mod mult mai simpatic, de ce a trebuit să te forțezi să semeni cu ăla? Scrie cum îți vine! Și cartea este scrisă exact cum i-a venit lui. Îți dai seama că e scrisă exact cum i-a venit lui. După aia, probabil, omul care s-a uitat pe manuscris și care a fost ghostwriter-ul lui după ce a ieșit din închisoare și s-a prezentat cu manuscrisul la editură, ăla l-a ajutat oarecum să rafineze anumite chestii. Dar este o carte scrisă într-o manieră foarte orală. Și chestia asta te ajută să te pui foarte ușor în locul personajului. E revoltătoare în anumite locuri, apropo de ce prostii făcea el. Dar te ajută să te pui în locul personajului, te ajută să empatizezi cu el parțial și culmea e că, cu toate că a făcut atâtea prostii, modul în care îți dai seama că se raportează la ceilalți, modul în care vede viața, îl face să pară mai degrabă simpatic decât detestabil. Cu toate că dacă ar fi să-l judeci doar după consecințele acțiunilor lui, are foarte multe schelete în dulap. A lăsat foarte mulți oameni fără agoniseala lor de viață, pentru că el prezida peste o gașcă de hăbesiți care se strădeau să le vândă lor iluzii la telefon ca să-i facă să investească în, da, și pe în care la mască acțiuni care nu aveau valoare pe termen lung. Exact, da. Da, și el se făcea oarecum că nu observă chestia asta. Dar cu toate astea, cartea e scrisă într-un asemenea mod încât îți dai seama că el a scris-o din cum i-a venit. Și cred că ăsta e farmecul. Adică asta prima dată să străduiți să imite și după aia a lăsat să curgă... Pentru că îl face om și îl face relatable. Da, exact. Clar. Și asta mă duce la o altă chestie pe care ai menționat mai devreme și despre care voiam să vorbim. Din nou, în momentul în care te apuci să scrii o carte profesională, dacă vrei, pentru că lăsând la o parte intenția ta de a educa viitorii cumpărători de apartamente, e totuși o carte scrisă de un arhitect și are o mare doză tehnică. Cum se împacă doza asta tehnică cu umorul, pentru că
din nou, ajungem să ne luăm foarte în serios când ne apucăm să scriem și dacă suntem psihologi sau dacă suntem, nu știu, medici sau dacă suntem avocați sau mai știu eu ce, ni se pare că dacă băgăm un strop de umor în textele noastre, asta o să ne facă vulnerabili sau ridicol sau nu ne mai iau oamenii în serios și suntem obligați să rămânem așa înțepați în fund ca să, așa, să fim foarte specialiști. Și totuși tu ai băgat umorul. Umorul de fildeș. Exact, da. Adică avem și noi un statut, ce naiba, o reputație, trebuie să o păstrăm. Și totuși, again, tu n-ai făcut asta. Cred că ăsta a fost marele plus al cărții tale. Faptul că ți-ai dat voie să... Mi-am dat seama de două chestii, Liviana. Odată mi-a atras atenția o zicală, că seriozitatea este ultimul bastion al prostiei. În momentul în care ești abordabil, nu înseamnă neapărat că ești simpluț. Poate pur și simplu ești abordabil din dorința de a le fi de ajutor celor din jur, pentru că contractul social ăsta este, eu te las pe tine să trăiești, tu mă lași pe mine să trăiesc. Nu trăim într-o situație în care ne scoatem ochii unii altora. Și atunci, ce rost are, dacă tot trăim într-o societate, să încercăm de fiecare dată să punem masca asta. Asta ar fi o chestie. A doua chestie, a mai fost o zicală care mi-a plăcut, e un proverb foarte vechi. Unii îl atribuie sumerienilor, dar nu știu câte lucruri s-au păstrat scrise din Sumer. Dacă nu mă înșel, parcă asirienii erau cu cuneiformele, în Sumer nu știu ce glife aveau și ce script aveau. Bun, și găsit în domeniu, nu pot să te ajut, dar o să... Da, nu știu, așa era, am găsit-o pe net, dai seama. Bun, și chestia asta spunea că cel care își folosește profesia doar pentru a obține profit e doar un negustor de cunoaștere. Deci scopul, cum ar veni, al lucrurilor pe care le facem ar trebui să fie oarecum dincolo doar de a ne asigura supraviețuirea, dat fiind faptul că majoritatea dintre noi, dacă e să fim sinceri, chiar în situația în care nu suntem una dintre țările europene bogate, putem să spunem că în afară de cazurile extreme de sărăcie care se întâmplă mai ales în mediul rural, toți cei care locuim la oraș, indiferent dacă avem haina sau mașina pe care ne-o dorim sau nu, cam nu suntem lipsiți de lucrurile esențiale vieții. Adică toți avem o pastă de dinți să ne menținem dantura funcțională pentru crănțănit chipsuri mai mulți ani. Toți ne permitem să ne cumpărăm lenjerie de pat, un palton, un bocanc, pe care să zicem că da, ok, ne-ar plăcea să schimbăm mai des, dar totuși îl avem. Așa? Așa că am luat hotărârea să fiu oarecum evocator pentru cei pentru care scriu. Și chestia asta se poate întâmpla în două feluri. Există două moduri de a scrie comic, după părerea mea, în dacă îți dorești să faci ceva tehnic, să-l traduci într-un limbaj accesibil. E modul ăla în care încerci să scoți comicul din exprimare și majoritatea care încearcă să facă chestia asta eșuează lamentabil, pentru că o dau pe exprimări din alea de tip neamărin, cu tot felul de licențe care pot fi la un moment dat un pic exagerate și un pic nefirești într-un text scris. Adică, nu știu, chestia aia cu bă băieți scris într-un cuvânt, știi, pe care o văd din când în când pe net. Am văzut niște fete care o scriu și ciudată de tot, sună aiurea. Așa, și al doilea mod de a face scris comic, după părerea mea, este să mergi pe cauză-efect. Și în momentul în care descrii cauza-efect într-un mod care ține cont de comicul efectului, în momentul ăla cred că se produce declicul și tu le-ai explicat oamenilor ceva care are o valență tehnică și în același timp le și explici de ce are o valență tehnică. Adică tehnicul trebuie să rezolve o problemă, de există tehnicul ăla. Și tehnicul ăla la nivel de arhitectură, cel puțin în cazul pe care îl abordez eu, în situațiile abordate de mine, se referă la compartimentările planurilor de arhitectură. Și când un plan de arhitectură este alcătuit de o asemenea manieră încât, să zicem, ca să ajungi în dormitor, treci prin living și treci prin fața televizorului, acolo ai o instanță de comic de situație. Adică
Bun, poate ăla vrea să se uite la meci și poate taman trece soția lui când Messi dă gol. Bun, ok, dacă explici în modul ăsta și o faci relaxat, omul zice, a, ok, da, nu, aha, interesant, știi? Poate nu-ți iese umorul din prima, dar măcar ai reușit să creezi ceva suficient de evocator și de logic din punct de vedere al, ok, asta este situația, asta s-a întâmplat, dacă nu era așa, nu se întâmpla, uite ce s-a întâmplat, explicat într-un mod detașat și până la urmă de acolo iese umorul, fără forțaje. Și așa a fost în situația mea. Absolut. Hai să ne întoarcem un pic la carte și la, dacă poți să ne povestești un pic, asta e curiozitatea mea personală, cum a fost relația cu editura în momentul în care, ok, ai ales publica, ei au zis, bine, hai, îți scoatem cartea, fie. Hai că vă dau un life hack. Ia. Putea să vă folosească. Eu aveam scris un capitol și jumătate, sau două capitole, nu, aveam scris capitolul introductiv și două capitole specifice. Uh-huh. Și asta era tot în momentul în care m-am hotărât eu să vorbesc cu editura, să văd dacă am șanse să public. Acum, înainte de chestia asta, eu îmi comandasem tot de pe Amazon o carte care se referă la cam ce faci tu, Liviana, acum. Adică era o carte scrisă de un editor american, un tip deosebit, prin anii 80. El a murit la începutul anilor 90 și era o carte scrisă despre cum să-ți găsești editura. Ok. La ei chestia asta este foarte relevantă pentru că America e gigantică, are sute de milioane de oameni în ea și în situația în care sunt atât de mulți, mult mai mulți din ăștia cu instincte de pus pixul pe foaie există. Iar procentul de oameni care pot să scrie chestii relevante e probabil la fel de mic ca peste tot. Și atunci, în situația asta, editurile s-au trezit în situația de a fi bombardate, asta probabil până la jumătatea secolului trecut, în anii 50, s-au trezit în situația de a fi bombardate cu tomuri din astea atât de groase, pe care oamenii însărcinați cu prospectarea din edituri aveau să le citească și nu le mai dădeau de capăt. Și fiind atât de multe, nu mai apucau să le identifice pe cele care erau cu adevărat relevante. Și atunci a apărut exact ceva ce Liviana acum, a apărut jobul de agenție. Pentru că agenția asta era un fel de filtru între cei care își doresc să scrie și cei care și edituri, pardon. Și citind cartea asta, mi-am dat seama cât e de complex tot sistemul ăsta. Am văzut acolo cam la ce se poate aștepta un autor din punct de vedere al tratamentului din partea editurii, cum se raportează editura la el, cum îl corectează, cât îi rămâne lui din profit un exemplar vândut, cât care sunt lucrurile care îl ajută după aia să-și promoveze cartea. Și eu practic știam lucrurile astea. Și știind de lucrurile astea, eu am căutat să văd dacă există agenții din astea de reprezentare în România. Am dat de una sau de două și, într-adevăr, apropo de ce zice Viviana, una era pentru cărți, pentru autori străini care nu cunosc piața din România și nu știu limba, nu știu cu cine să vorbească. Și atunci mi-am dat seama că, ok, România este diferit, suntem un public mult mai restrâns decât cel american, de vreo 10-15 ori mai restrâns. Și atunci, în situația asta, mergem și discutăm, trebuie mers și discuta direct cu editura. Și știam că era ori Gaudeamus, ori, cum se numește celălalt? Că sunt două. Cum? Ori Bookfest, exact. Care dintre ele e vara? Parcă Bookfest-ul. Bookfest e vara, da, Gaudeamus, așa. Acum toam. Și am făcut un plic. Am făcut, de fapt, 20 de plicuri din astea, din carton de hârtie craft. Și în plicurile am introdus cele trei capitole, care erau nu știu, ceva gen 20 de pagini per total, că erau capitole scurte, cu ilustrațiile de rigoare, că două dintre ele aveau ilustrații și unul era capitolul introductiv. Lângă am pus două, trei articole din Vice, ca să le arăt că am mai scris. Am pus un CV mic ca să vadă că lucrez în învățământul superior, deci se pot aștepta de la mine să aibă mai puține virgule de corectat, să zicem, e pentru că am chestia asta, da, să fiu luat în serios. Și
am mai pus și pagina, pentru că pagina a contat în situația asta. Pagina mea de pe care am strâns cazuistica pentru carte se numește Ca se strâmbe pe radar și este o pagină în care, cu care am început încă din 2015, după ce aveam ceva experiență de scris la Vice, să le explic oamenilor în stilul care a ajuns consacrat de carte, dacă pot zice așa, care sunt problemele apartamentelor de pe piață. Uh-huh. Și practic, eu având acolo scrise lucrurile și arătându-le oamenilor, uite, asta este postarea, are 400 de likes. Dacă are 400 de likes și eu știu să scriu, am deja 3 capitole scrise, eu îmi fac ilustrațiile că le lucrez în softul meu de proiectare, în Allplan, și vi le dau după aia vouă, asta e un fel de garanție că cartea se va vinde. Că eu m-am gândit că, normal, ei sunt cei care își asumă toată chestia de risc. Absolut. Pentru că, în general, ca să fim sinceri, nu știu dacă se poate spune chestia asta. Se poate spune orice, suntem pe net. Editurile care își cer bani nu sunt edituri care cred în proiectul tău. Da. O editură care crede în proiectul tău și care ți-a citit manuscrisul și te-a cunoscut, a stat de vorbă cu tine și este convinsă sau are încredere că poți să duci un proiect din ăsta de carte până la capăt, e o editură care își asumă riscul publicării. Ceea ce înseamnă că tirajele sunt pe banii lor, ceea ce înseamnă că publicitatea se face pe relațiile lor, ceea ce înseamnă că relațiile cu editurile, cu transportul și toată dimensiunea logistică se fac pe spezele și pe efortul lor. Deci tu ca autor, dacă negociezi cu ei, tu ar trebui să știi că tu vei lua un procent destul de mic din vânzarea unui exemplar. Deci a scrie o carte și a publica o carte nu e atât de mult un business decât dacă ești probabil Tony Robbins. Dar la nivelul nostru... Mai fac la o paranteză. Da. Adică eu mă bucur foarte tare că ai făcut precizarea asta, pentru că trebuie să mai fac o paranteză apropo și de felul în care se văd lucrurile din celălalt punct de vedere. Tocmai pentru că o editură își asumă toate costurile și riscurile și canalele de distribuție și toate lucrurile care sunt în spatele cărții, îi dă dreptul acestei edituri să nu accepte o carte proastă. Avem și această problemă. Avem problema oamenilor care scriu, se duc către edituri și se bășică pentru că editura nu i-a luat cartea. Sau i-a zis, nu e destul de bună pentru mine sau nu e potrivită pentru mine sau... Doar pentru că cineva a scris o carte și s-a atașat de cartea respectivă și îi se pare lui că e bună, nu obligă o editură să-și asume riscul să scoată o carte care nu corespunde. Deci cumva trebuie să privim situația asta din toate punctele. Multe situații în care nu corespund, apropo de ce zici tu, pentru că, de exemplu, nu tot ceea ce se scrie este de interes pentru cine citește. Nu toți oamenii care cred și au o bună părere despre sine reușesc să aibă competența necesară, minimală, pentru a fi publicabil. Și apropo de asta, scris. Da, știi probabil schema din Pendulul lui Foucault de Eco, în care erau cele două edituri. Era editura care publica cărțile cu adevărat serioase și care unde avea un sediu mai prăfuit și unde cărțile erau din astea cu legare obișnuită, cu coperți din astea de hârtie mai moale și așa mai departe, soft cover. Același proprietar avea editura cu ștaif și aia era editura care le lua bani oamenilor și invita la o cină undeva într-un restaurant să sărbătorească sau nu știu ce. Lor le producea o satisfacție teribilă că ziceau, eu am fost publicat de mare editură cu tare care avea litere scrise cu auriu pe coperta aia rigidă. Cartea nu avea nicio valoare. Ăsta după aia editorul îi spunea, domne, uite, e o perioadă ciudată pentru piață, dar poate va mai merge mai bine la anul. Și îl ducea cu preșul câțiva ani, omul rămânea încântat și pentru orgoliul lui făcea cartea cadou câtorva prieteni și el era convins că el este un mare autor care doar a avut ghinion, doar că editura asta era o editură plină de mari autori cu ghinion, iar ăștia care plăteau pentru editura asta, de fapt, asigurau fondurile pentru editura care îi publica pe aia serioși, care într-adevăr aduceau conținut care să fie relevant pentru societate. Pentru că până la urmă, după părerea mea, la asta se rezumă. Avem o groază de cărți care sunt scrise aiurea. Și aici, eu din punctul ăsta de vedere, eu sunt am o atitudine destul de drastică față de ce se scrie și ce se citește în general. Pe mine nu mă ajută o carte în care îmi spune unul în care își găsește motive pentru care el e disperat și viața e de rahat. Mersi frumos, să fii tu sănătos, țină pentru tine. Pe mine nu mă ajută să găsesc... Cum?
Am și o lista mea, mulțumesc. Am și o lista mea, știi, adică pe mine mă ajută o carte care îmi dă motive să văd frumosul în viață și îmi dă sfaturi practice despre cum să fac să văd viața într-un anume fel, care poate să fie, să zicem, o carte de filozofie, sau să mă raportez într-un anume fel la ce mi se întâmplă, sau să fac efectiv lucru X ca să nu mai am parte de problema Y. Și atunci, pentru mine, așa funcționează scrisul. Dacă citesc, de exemplu, ceva de Alexandru Dumas, văd pe cei trei mușchetari, văd cum vorbea, nu știu, Porthos, văd cum punea problema D'Artagnan. D'Artagnan era mai puțin experimentat, Porthos era mai macho și tot învăț ceva de acolo, știi? Iarăși, dacă citești o carte despre, nu știu, cum este Iuliu Popper, care a ajuns în Țara de Foc și am găsit-o la un moment dat undeva, cartea, dar nu mi-am comandat-o încă. În schimb, am văzut la televizor despre carte. Ăsta a fost un tip fantastic, a fost explorator și până la 30 de ani, la începutul secolului 20, el ajunsese în Japonia, în Africa, în Germania, că era genial, vorbea 7 limbi și descoperise o chestie apropo de foraje din astea petrolifere. Și atunci el a ajuns peste tot și a făcut o armată privată în America de Sud. Ei, când citești o carte scrisă de unul de calibru ăsta, care e foarte isteț, merită, pentru că un tip care are un IQ din ăla cu câteva procente mai mari decât tine, e clar că a scris într-un mod care te poate ajuta și pe tine să-ți faci lumină într-un colț al vieții. Deci ăsta e o chestie de folos, chiar dacă scrie despre viața lui. La fel cum e și cartea Șmecherului de Belfort. Gagiu e fantastic de isteț, că coloana lui vertebrală e cam așa, e partea a doua. Dar din ce a scris și din cum pune problema, chiar dacă nu poți fi de acord cu caracterul lui, tot înveți ceva. Da, mă, e... Acum, oricât de serios ar părea și oricât de ieși din discuția noastră informală, n-avem voie să tratăm scrisul altfel decât exact așa, responsabil. Și cu foarte, foarte multă... pentru cineva. Scrisul e pentru cineva. Da? Și cu foarte multă onestitate. Da? Nu se poate altfel. N-ai cum altfel. Să ne întoarcem la... Anumită lumea te citește. Deci în momentul în care te citește la figurat, adică... Da. Te ghicește, da. Te ghicește, da, în sensul ăsta. Adică dacă tu ai o intenție care nu este onestă în ceea ce scrie acolo, cineva care citește 100 de pagini scrise de tine... o să-ți dea seama din atitudinea ta față de cum ai scris sau din cum ai formulat lucrul ăla. Pentru că ar trebui să fii... 100 de pagini pentru asta. Exact. Ar trebui să fii genial încât să rămâi coerent din punct de vedere al valorilor ăstea supraimpuse peste cum ești tu de fapt, încât să nu se citească chestia aia. Oamenii geniali nu prea au tendința să fie răutăcioși. Clar. Mă rog, dacă mă gândesc bine, au fost câțiva istorie care au fost geniale răului, da? Mă rog. Ne întoarcem la aventura de la Bookfest. Deci te-ai dus la câteva edituri. Da, m-am dus la câteva edituri și dintre ele... Cum ai ales editurile astea? Sau erai, nu, presupun că nu te-ai dus random. Care e primul pe dreapta? M-am dus oarecum, erau mai multe zile de Bookfest și am bătut acolo vreo două zile, parcă, sau trei zile, două zile jumate. Și m-am uitat în primul rând să văd cam care erau editurile pe nișa care mă interesa pe mine. Pentru că e clar, dacă e unul care publică doar literatură pentru copii sau cărți de colorat, nu o să-l intereseze ce aveam eu în tolbă de oferit. Și atunci am găsit câteva edituri care mi s-au părut interesante și după aia, dintre ele, am hotărât să merg la o primă editură și le-am lăsat ăsta facsimilul, că nu era chiar manuscris încă, și plicul și oamenii mi-au zis, domne, uite, noi suntem pe piață cam de 6 luni. Noi suntem foarte buni la... A fost foarte sincer tipul de acolo și am apreciat. Noi suntem foarte buni la coperți, la calitatea printului. Avem și editor, dar echipa e cam nouă și... Dar ne străduim să facem toate chestiile astfel încât să meargă bine. Și după aia... am ajuns la standul celor de la Publica și erau acolo Cătălin Moraru și Bogdan Ungureanu, era și Angela Naghi și toți, mă rog, majoritatea. Cred că, da, ei trei erau cel puțin și am avut o discuție cu ei și din
cum au pus ei problema și din câte cărți aveau acolo, spre deosebire de primii care aveau două cărți, ăștia aveau vreo 10 cărți, vreo 15 cărți, plus cărțile din anul trecut, mi-am dat seama că profesionalismul este la un cu totul alt nivel față de ceilalți. Plus că la primii m-au tratat la nivel de tui soarele nostru, ce bine că a apărut și pe strada noastră, în timp ce aici a fost un, da, ok, să vedem, stai puțin, să vedem, stai un pic să citim și vedem după aia. Deci mi-am dat seama automat că cei de la Publica erau mult mai asaltați decât prima editură. Prima editură avea ea nevoie de mine, în timp ce cei de la Publica mi-am dat seama că cam aveam eu nevoie de ei, pentru că ei erau aia cu know-how, ei erau aia că aveau experiență cu foarte multe chestii scoase înaintea mea și atunci am zis, no, eu cu ei rămân. Dacă ei îmi răspund la telefon după, mergem împreună. Și așa a fost începutul. Cătălin a citit, Bogdan a citit, au luat legătura cu mine. Am fost să ne cunoaștem mai bine pe la ei, pe la sediu. Mi-a plăcut foarte mult. Întotdeauna au avut niște apartamente superbe sediu. E o plăcere să mergi pe la ei și acum. Au schimbat sediu unde... Au schimbat sediu, sunt pe Pache Protopopescu. Atunci erau lângă Popa Soare. Da, da, lângă da. Biserică, da? Și era așa acolo, într-un bloc interbelic care mi-a plăcut, normal, ochiul de arhitect se uită după detalii de ce îi place și așa, și acum sunt pe Protopopescu, într-adevăr, și discuția a fost întotdeauna foarte amicală, foarte plăcută și pe mine m-a impresionat plăcut atmosfera lor de lucru, adică era un fel de ok, ce pot face pentru tine și lasă-mă un pic să mă gândesc și discutăm după aia și totul a funcționat ca uns. Deci nu știu dacă a fost o chestie de noroc, dar mi-închipui că pur și simplu așa sunt ei și sunt recunoscător pentru chestia asta. Și au fost câteva mici hopuri. Unul dintre ele a fost cum să rescriu eu unele chestii care erau un strop de umor un pic cam prea mult față de ce ar fi trebuit să fie. Și eu sesizat chestia asta, pentru că ea avea experiența. Eu nu prea mi-am dat seama în primă fază, adică cum prea mult. Și am zis, bă, este un umor cam negru. Adică, da, înțeleg, camera e mică, copilașul acolo într-o cameră atât de mică nu se simte bine că n-are loc de jucării, dar nu prea poți să duci discuția într-o zonă în care copilașul se simte adoptat sau nedorit și are gânduri negre de suicid. E cam mult pentru o cameră mică. O dădusem la un moment dat într-un mod, acum depinde de starea pe care am avut-o eu când am scris capitolul respectiv. Și mi-au zis și până la urmă am zis, da, ok, aveți dreptate și am modificat asta. Și cam asta ar fi prima chestie. A trecut prin două faze de ediție și redactare și după asta a fost partea de paginare. Asta a fost alt hop. O secundă, e același amic. Imediat, îi zic, sunt în Zoom. Te sun după. Nu, promit că nu te mai țin mult. Și așa nici nu am dat seama că... Bănuiesc că, da, nici eu, că asta e. A fost distractiv. Așa, și a doua fază a fost când ilustrațiile astea explicative pentru ceea ce scriam eu despre fiecare apartament, eu am clasificat, practic, genul de probleme. De exemplu, o intrare foarte îngustă într-un apartament care se întâmplă într-un fel de apendice din ăsta incomod, eu am zis intrarea prin cutia de frigider, cum ar veni. Pentru că spațiul ăla în care intri era cât o cutie de frigider, nu mai aveai loc să te descalți, să nimic. Trebuie într-o cutie de frigider, după aia așa, după aia intrarea prin cutare sau intrarea de tip v-am prins vrăjitoarelor, habar n-am. Nu mai știu exact ce am folosit acolo ca metode metaforice, ca instrumente din astea de a-i face pe oameni atenți. Nu știu cum să zic, îmi lipsește. Vedeți, n-am citit suficient. Nici măcar nu sunt figură de stil, dar... Da, exact, figură de stil, cred că asta voiam să spun. Vezi, asta e româna din liceu care mă bântuie. Și după ce le-am scris pe astea, eu, oarecum ca oamenii să înțeleagă la ce mă raportam, ei trebuia să vadă un plan. Și ăla era un plan de arhitectură, dar un plan de arhitectură un pic prietenoșit așa pentru cine își dorește să citească și noi de meserie. Adică era un plan de arhitectură unde aveam urme de pași ca să-i arăt omului încotro se duce. Aveam săgețele, pe aici mergi, sau ăsta este traseul care este blocat de fotoliu cu tare, nu știu cum. Deci grafica mi-am făcut-o eu și eu am făcut-o color.
Și mi-a explicat, domne, printul color costă mai mult și nu știu dacă ar fi relevant în situația asta, deci va trebui să-l facem alb-negru. În momentul ăla eu aveam ceva gen niște zeci de ilustrații care aveau nuanțe, adică erau foarte multe lucruri și foarte multe straturi de informație care primiseră o gamă de 20-30 de culori. Care unele erau trei nuanțe de verde, unele erau un albastru, un violet, patru nuanțe de gri. Cum le faci pe astea să nu fie la fel în situații în care chiar contează? Și țin minte că am stat așa o zi, m-am uitat pe ele, am zis, ok, care e important să nu se suprapună? Pe aici unde am niște trasee desenate, e clar că traseul mai important trebuie să aibă o nuanță mai închisă decât traseul mai puțin important. Și atunci am luat-o de la cazurile complexe și am zis, le transform pe toate cu instrumentul de selecție și modificarea proprietăților din softul de proiectare, le transform pe toate în nuanțe de gri, dar le transform eu în nuanțe de gri, astfel încât în planurile unde lucru e cu adevărat important să fie cele mai multe, să nu fie la fel două, care sunt diferite ca grad de importanță. Și pornind de la chestia asta, mi le-am făcut pe toate pe grayscale și le-am dat mai departe. Partea de paginare a făcut-o Răzvan Nasea, de la care este colaborator publica, și am colaborat bine și cu el. Erau niște lucruri pe care eu nu le știam, iarăși, ca acolo unde vine cotorul cărții, imaginea nu poate să vină prea aproape, la fel cum nici textul nu poate să vină prea aproape, că știți că sunt și cărți din alea legate mai ciudat pe care trebuie să le ții așa ca să vezi o bucată de cuvânt care amintele intră în crăpătură, în decolteul cărții, știi, ceea ce e nasol. Și iarăși, astea au fost niște chestii apropo de cum paginăm, pentru că iarăși ilustrațiile mele erau unele apartente care erau așa, altele care erau pătrate. Și trebuia să fie toate băgate astfel încât să poți în continuare să citești scrisul. Că dacă pasta atâta, să zicem, o pui pe o pagină care e a 5, iar asta e atâta și o scalezi să intre pe o pagină a 5, textul care era la fel devine prea mic în partea aia. Și asta iarăși a fost o chestie. Mă rog, am trecut și de chestia asta. Ultima treabă a fost că nu m-am înțeles cu Alexe Popescu pe copertă. Și el făcuse o chestie și am zis, nu-mi place, vreau altfel. Păi, înțelege că asta așa, dar nu-mi place, nu știu cum. Și până la urmă, după o primă discuție, am senzația că el a modificat puțin o chestie și am căzut la un moment dat, am căzut pe aceeași chestie, pentru că el avea dreptate și eu n-aveam dreptate, el era cel experimentat pe așa ceva. A ieșit o copertă bună, cam asta este. Da, poți să mai arăți. Da, explicația e așa, ăsta de aici, dacă vă uitați, este un chenar pentru titlu, dar mai e ceva, pentru că asta este o ușă. În plan, ușile se reprezintă cu arcul palierii ușii. Și asta e ușa la 90. Uh-huh. Asta de aici este ca o țintă sau ca un radar. Pagina mea se numește Ca se strâmbe pe radar și de, din pagina a ieșit asta. Deci e ceva recognoscibil. Și iarăși lucru care e cel mai important, adică deschiderea ușii, asta, particula care vorbește despre competența mea profesională și confort, au fost făcute cu verde. Deci Alexe s-a gestionat foarte bine chestia asta. Adică confort, identifici, arhitect, uite. Cam asta ar fi logica. Și am mai avut oarecum, iar aici sunt astea, testimonialele de pe ultima copertă. Și am mai avut o chestie la un moment dat la cum să o botezăm. Ea se numește Discomfort Residence. Asta era o perioadă... Cine a ales titlul? Păi l-am ales împreună, pentru că am avut o corespondență din asta prin WhatsApp cu Cătălin și cu Bogdan. Și Bogdan acum și-a înființat propria editură, se numește Pilot Books. Scot și niște cărți foarte interesante, în principiu pe domeniul sportului și al performanței. Okay. Dar atunci era la Publica. Și aveam împreună schimbul ăsta de idei, cum să botezăm cartea. Aveam un fel de dus întors prin așa, nu aia nu merge cu tare. Eu trimiteam 10 titluri probabile, ei îmi ziceau nu la 7 din ele și la restul mai vedem. Și iar trimiteau 10 și nu știu ce. Păi aici, domnule, rămân cu chestia nebotezată, cum îi zicem. Și una dintre ele, sau din două dintre ele, a venit partea de rezidență dintr-unul din titluri, partea de confort cu dis în față din altul și s-a alcătuit titlul. Ia stai să vedem dacă mai am aici conversația.
Ia stai. Bună, în conversația, uite, o să mă folosesc eu de intervalul ăsta, să zic că nu o să mai zic nimic, că ai găsit conversația. Titlul carte. Asta este, l-am găsit. Uite, și vă spun cum se numea. Deci, primul titlu era Ca se strâmbe pe radar, ce nu s-a văzut pe blog. Subtitlu, acasă pentru tine ghid de ales bine. Alt titlu. Asta, al doilea titlu era Mafalda superlativ rezidențial, ghid de căutare, casă ca o floare. Ok. Atât am putut. În principiu, nu, fii atentă, în principiu e logic, pentru că toți ăștia care își vând apartamente, toate rezidențurile, le dădeau nume din alea de tip lux, opulență, revoltătoare, rezidenț. Și ele erau niște rahaturi, știi? Deci cele mai ieftine primeau cele mai pompieristice. Wow. Lux superlativ rezidenț. Uite, apropo de ce vorbeam. Ghidul antițeapă pentru casă fără pat. Ok. Așa, sau lux accesibil rezidențial, despre casa pe care o iei, ghidul cordial. Adică chestia cu lux accesibil e deja, știi cum e, de porc. Bă, ori e lux, ori e accesibil. E clar, săraci. E Versace. Da, exact, Versace low cost, știi? Fericirii wonderful rezidențial. Cum să casă bună, ghidul cordial. Sau, armoniei perfect rezidențial. Asta mi-a plăcut că l-am pus cu majuscule, văd. Sau, Caca Quality Rezidențial, scris kappa, Caca Quality Rezidențial. Sau, fericire în rate rezidenț. Sau, opulens rezidenț. Aia, boss! Adică stai mișto așa de final. Sau, opulens rezidenț, adică mai pe British, cu opulence rezidențe, știi? Sau, radar rezidențial, ghid de ales locuințe regulamentare. Apropo de radar, regulamentar, ca să se strâmbe pe radar, vă prindeți? Aștept. Bun, sau rezidențepe, radarul de locuințe antipersonal. Apropo de mine antipersonal, știi? Așa, radar imobiliar, ghidul țepos pentru cine vrea să locuiască frumos. Sau disconfort total rezidențial. Radar pe, uite, Bogdan zice așa, radar pe rezidență, un ghid spumos și toios pentru alegerea unei locuințe. Și eu am zis să... N-are rimă. Hai să zicem, dacă, și rima e importantă în ori, hai să zicem rezidență radar, ghidul de ocolit case necumpărabile. Nu, ea nu e de rezidență, e pe rezidență, îmi zice el. După aia am zis, casă super pentru români, cum să nu rămâi pe din afară când se împart apartamentele bune, un fel de ghid. Radar pe rezidență, iarăși suna... De asta ne apropiasem. Sau spumă fină rezidență. Ghid consistent de ales apartament. Spumă fină. Treaba asta cu rezidență începe să devină loc comun și... Exact, exact. Ce mă fac acum? Că de acum o să-mi fie greu să-mi amintesc cum se numește cartea. Și când o recomand la curs, ce o să zic? Uitați cartea lui Negoiță. Vedeți voi cum se numește. Exact, exact. Sau acasă în splendid confort rezidență. Învață cum să gândești ca un arhitect când îți alegi locuința. Sar cu banii rezidențial. Cum sună asta? Sari cu banii rezidențial. Ghidul cumpărătorului care își dorește confort. Șah la Tower, Splendid Residence. Șah la Tower, Splendid Residence. Mișto. Stai drept. Fii atentă. Stai drept. Despre când vrei casă, sfaturi de arhitect. Da. Asta a început să fie. Stai drept. Adică să locuiești bine. Știi o chestie. Corect. Da. Așa. Sau Blabla Residence. Cum să te ferești de greșelile ascunse în planurile dezvoltatorilor imobiliari. Sunt multe, Blabla Residence. Deci eu tocmai îmi dau seama că locuiesc într-un complex care are particula Selecta în nume. Ai văzut? S-L-E-C-T-A. Selecta, știi cum funcționează? Să deschidă băierile portofelului? Fantastic! Așa, am aici urări de Crăciun fericit și până la urmă probabil că ne-am ales. Unde asta? Da, cam asta a fost capoveste. A fost un drum lung, uite, din toate lucrurile... Disconfort Residence, așa se numește până la urmă. Ok, să ne rămână memoria. Știi cum fac americanii, știi? Vorbesc despre o chestie, dar au grijă să plaseze și produsul. Se numește cutare, acum în librării. Sunt aici și arăt. Să știi că eu mi-am dat seama că nu am cartea cu mine aici, e în biblioteca. Iana, ești de neiertat, de neiertat, de neiertat. O să te sun și sâmbătă când o să fiu la Horezu și o să zic, uite, Radu, am și mi-am făcut și notițe, pentru că eu n-am această metodă foarte elaborată de a scrie pe fișe de lectură. Eu dau cu nici eu nu am. Vreau să încep
Eu de-aia îmi cumpăr ăla. Ca eu să încep. Dau cu markerul pe foaia, asta fac. Și am da, da. Bine de gata. Uite, fii atent, am știu aici... Știu unde sunt, că am creier. Ei, eu n-am. Uite, am Atene Palasul lui Roza Waldeck. Nu știu dacă l-ai citit. Nu, nu. E fantastic. Știu cartea, dar n-am citit-o. E despre România lui 1940, pentru cine nu știe, că tu zici că o știi, văzută prin ochii unei evreice fugită din Germania nazistă, ajunsă în Statele Unite și întoarsă în România, de fapt ajunsă în România din întâmplare, ca corespondent al Newsweek. Și să vedeți ce portret interesant face înalților oficiali naziști, lui Ion Antonescu, lui Carol al II-lea, deci toată lumea care era who's who în perioada aia apare în cartea asta și are niște le zic insight-uri din lipsă de un sinonim eficient în limba română acum, are un mod de a-i citi pe ăștia și de a face legături fantastic. Tipa avea o inteligență ieșită din comun. De fapt, a și fost un fel de descurcăreață în viața ei, dar merită să citiți cartea. E, am găsit în ea probabil 20 de chestii care merită reținute și mi-am îndoit fiecare pagină basus dacă era ce era interesant în paragrafele din a doua jumătate a paginii, din jumătatea de sus. Așa, avem astfel, avem... Da, dar astea sunt pentru... Profesioniști. Avem da, astfel... lucruri de făcut. Nu, 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 nu mă ajută. Știi de ce? Nu că uneori... Nu, uneori mă interesează să iau ceva specific de acolo. Și atunci eu le-am îndoit foile. E, la chestia asta ar trebui să notez. Înțeleg. O să fac asta și data viitoare când mai discutăm, dacă mai e cazul, vă zic ce am reușit să fac cu fișele de lectură. Asta vreau să zic, că discuția asta care s-a lungit mai mult decât îmi propusesem, eu încă mi-am mai notat aici o groază de lucruri despre care voiam să vorbesc. Uite, a rămas nevorbită ideea de slow reading, dar o să mă întorc la tine și o să vorbim despre lucrurile astea. Pentru că nu vreau adică să... Mâncat lent? Slow reading. Ah, cred că e slow eating. Nu vreau să rămâi cu o părere proastă despre mine, să știi, nu citesc în fiecare zi 3 cărți, deși mi-aș dori să fac asta. Am inclusiv o pagină de Facebook care se numește Slow Reading și e unul dintre exercițiile pe care le facem la școala de scris și anume, scrie, nu scrie, bine, scrie, că de școală de scris, dar citim. Citim slow și avem, luăm o carte sau luăm tot o poveste. Și citim exact, deci noi facem exercițiul ăsta, o pagină pe săptămână, aceeași pagină pe săptămână, reread, o citești într-o zi cuvânt cu cuvânt, stai și cauți simbolurile astea și sunt cărți pe care le citesc în felul ăsta pentru că am nevoie să absorb fiecare cuvințel de acolo. Fie că sunt cărți despre scris, de exemplu, pe care chiar stau în felul ăsta cu notițe și mă întorc și le citesc și le mai citesc coate și încoate și încoate. Sau sunt cărți care mă fascinează așa prin structură. Tocmai l-am descoperit pe Edgar Keret, care este, nu știu dacă îl știi, este un tip care scrie proză scurtă absolut senzațional și căruia îi citesc și recitesc over and over and over again prozele scurte, pentru că are această capacitate de a sintetiza într-o proză de o pagină jumate o esență atât de tare încât ai nevoie de foarte mult timp și de foarte mult, foarte multă concentrare să poți să extragi de acolo, nu știu, bogăția aia de idei pe care reușește să o pună în câteva cuvinte. Deci, e un fel de poet, Gagiu, înseamnă. El, de fapt, este screenwriter, printre altele, și reușește să gândească și să construiască și extrem de vizual poveștile și extrem de conectat cu realitatea. Uite, îți recomand o proză scurtă care se numește Mucegai. Ți-o trimit eu o fotografie atât, dacă vrei. Te rog. Care are, da, uite, câteva, are doar câteva pagini în care urmărește o serie de personaje și apoi explică mecanismul scrisului. E absolut delicios. Apropo de Atene Palas, ce a contat foarte mult la carte, asta a fost calitatea traducerii. Pentru că cine a tradus-o pentru... cred că editura Humanitas a făcut o treabă excelentă. Cred că e un nume acolo care îmi sună foarte familiar. Ori Știrbe, ori Ghica. Deci probabil e cineva din familia Știrbei sau Ghica care a lucrat la chestia asta și modul în care a reușit să traducă ce era acolo și cum a reușit să tragă esența din ce a scris tipa asta este magistral. Adică e o carte care pentru cine e interesat de a pământului pe care trăiește, da, e o carte care n-ar trebui ratată. Ar trebui să intre la esențiale. Da. Da, o groază afli de... despre motoarele din spatele transformărilor care ne-au adus unde suntem. Și mai e o chestie, afli că omenirea ar fi putut să o ia pe un drum
un pic mai bun din punct de vedere al gestionării societății, doar că s-a întâmplat să nu aleagă o extremă evident violentă și neplăcută, extrema nazistă. Noi am fost forțați oarecum aduși în extrema cealaltă a comunismului, dar nici ce trăim acum nu prea este calea spre înțelepciune. Asta e oarecum o extremă nivelări este a sociale fără minte, din nefericire, ceea ce experimentăm acum. Dar e inutil să zic eu chestia asta, fiecare trebuie să-și ajungă la propria concluzie. Absolut. Și mai e chestia aia, știi, cu istoria pe care nu o înțelege, condamnată să se repete. Exact. Cred că avem datoria să ne înțelegem istoria și în primul rând. Să fim mai puțin mancurți, știi? Mai avem o groază de lucruri despre care să vorbim, Radu. Ți-am zis, am aici o listă întreagă. Mi-a plăcut foarte... O dată următoare? De obligatoriu, dacă vrei să fac și listă de teme, dar sigur nu o să vorbim despre ele, o să ne ducem în cu totul alte direcții, dar that's ok. Dacă nu te-ai plictisit foarte tare și dacă îți mai găsești timp în agenda, eu te mai bat la cap cel puțin sigur, o tură. Sigur. Îți mulțumesc mult de tot că ai răspuns în felul ăsta la... De partea mea. La invitație. Eu sunt sigură că multă lume o să-și ia ce are de luat din discuția asta. Sper. Și o să ne împărțim să continuăm. Sper. Îți mulțumesc din suflet, Radu. Mi-ai promis că mă inviți. Nu uita. Doamne, ferește, te pun primul pe lista de priorități, promit. Glumesc. Eu o să încep întotdeauna de la 2, it's ok, dar o să fii mereu primul. Glumesc, mersi, chiar o să mai vedem. Mulțumesc mult, Radu. Te mersi, pun. O zi frumoasă să ai, îți mulțumesc. Bye.